Cumpără acum noile plăci video Nvidia RTX de la MSI și poți primi până la 3 jocuri cadoul odată cu achiziționarea acestor plăci video. Pentru mai multe detalii, intrați pe linkul din descriere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Devil May Cry 5, oameni buni. Ultima când ne-am întâlnit, era cât pe acest se zică niște lucruri destul de importante lui Nero și aparent... S-a terminat cinematicul ăla foarte brusc. Dar acum văd că ne dă cu Dante într-un loc foarte, foarte dubios aici. Spin violently, bla 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 bla, but expense DT gouge. Oh, ok, deci văd că sunt niște chestii ce ne consumă DT-ul. Eu o să iau toate mizerile de aici ca să dăm care treaba. Mare parte sunt charge attack-urile pe care le avem noi. Ca zic așa. Așa că o să vedem acum și ce mai avem ce... charge shell, nu prea folosesc eu charge shell. Hai să luăm și asta, nu știu niciodată cum să avem nevoie. Stai 2 secunde să dau un mesaj aici. 2 secunde. Așa. Quick customization, am consumat deja destul de multe pe aici. Sper să mai găsim niște... orburi care să nu mai luăm mai multe gold orburi, că nu prea mai avem. De fapt, stai, nici mai putem cumpăra gold orburi din câte am observat. Oh, iute-l. Ce e acolo? Inima lui de demon sau care idee? Virgil. Aha. Hey, is that the damn fruit you've been jabbering about? Doesn't look so special to me. Pare a fi un măr. Gen mărul lui Adam și Eva. Yep. This is where it all started. Nu înțeleg. That day mother saved me and... left you behind. What? Lol. The thing you don't know is... she tried to save you too. She kept searching and searching. Until I killed her. I have no recollection of this tale. Or this place. It's all an illusion. Created by this extraordinary fruit. Its power, you see, is all I ever wanted. And oh my god. This, no. I will have. Oh, shit. Cred că e ceva ce nu știe monstrulețul ăsta. Cumva spar realitatea acolo sau ce Dumnezeu e? Ah, e realitatea creată de copac, ok. No, brother. You don't have everything. That last shred of humanity that you still had? You just lost it. Wait, what? That is nothing but the pitiful cries of those without strength. What the hell, Kumarata? Come to me, brother. I shall enlighten you. Dante! Mama, ce e ăsta? You ready to do this, Virgil? All ends here. Oh fuck! Mamă, dar dă bine. Da, cred că cu sabia ne scurcă mai bine aici. Ia vină mă încoa. Ah, ce mic mă simt față de el.
A obosit. Mai te teleporta, mă, și tu. Urăți mizerii de genul ăsta. Au. Au. F you! Fuck, m-am prins. Așa ca să mai mă heal-ui puțin. Fa! Ok, aia n-a fost o idee bună. Dat în spate. Prea multe puncte. Gata, boss! Ieși mă de aici. Virgil. Why are they fighting each other? To see one's justice through. A man must fight for it, even if the one who stands before him is his kin. Dar nu-l omoară, desigur. That's ridiculous. The brothers of blood disagree on the very reason of their existence. They must fight. Yikes. N-a fost un boss fight chiar atât de rău, dar... Adică, bine, tipa înainte a fost mai nașpa, pentru că, na... Teleporturile-i jegoase. Dar și asta a fost mișto. Oh, deci ca design arată genial. Poți să-i tai mâna să-i o dai lui Nero, te rog? M-am săturat de breaker-le alea. Oh, wow. Just finishing up. Is that really your brother? I'm afraid so. O parte. So he was behind all this. Your own flesh and blood. Right again. In the last throes of defeat, I see. You. Yep. V, get back. Things are about to get really messy. No. Please. Let me. I want to end this battle. With my own hands. Damn, dar vii așa de fain de jucat, de ce trebuie să-l scoată? Sper să aibă ceva DLC-uri sau ceva nebunit în jocul ăsta, gen Endless Mode, Arena, ceva. E așa de fain de jucat jocul ăsta. Și ar fi păcat să fie doar story mode-ul și atâta. Ceva challenge-uri și nebunii. Hai bă, Urizen. Sau bine, Virgil. Îmi place că Virgil și-o trage singur acum. Or if you can't even defeat me. And you've already lost. Wow. I will not lose. Not to Dante. I need power. More power. I know. We are one and the same, you and I. But you've lost me. And I've lost you. Hmm? Yet we are connected by that one feeling. Vor putere? While thy branches mix with mine and our roots
together join. Să înțeleg că bastonul Yamato. Da, da, e Yamato. Ce dracu a făcut? Oh, Virgil! E iarăși o persoană. Mamă, ce bine arată! Ha! Ce bine arată, ești nebun? What is this? Huh? Virgil. The Alpha and the Omega. Oh, come on, man. The Alpha and the Omega. Ești pe bune. Damn, ok, ok. Drăguț, drăguț. Sunt curios acum ce urmează. Awakening. Yurizen ate the fruit of the quiet. Kill fought, așa. A man and a demon, Virgil, was restored. Oh, wow. Am văzut că Nero s-a uitat dubios, dar poate îl știe. Ești curios. Eu era cam urzel. O, Yamato. Și cartea aia, Luvi. You got some pretty big cojones for coming back. Just don't know when to give up. What the fuck? The fuck? De ce e așa puternic? Hai, ne vreau mai zis la fel. Get out of my way, Nero! Defeating you like this has no meaning. Come on, Virgil. Let's do this. Ah, din cauza că e fratele mai mare. Heal your wounds, Dante. Get strong. After that, we'll settle the matter. Dă-mi sabia! Dă-mi măcar mâna aia! Thank you, Nero. What the fuck? Oh, că l-a adus până aici. Pe bune, nimeni nu zice nimic de toată treaba aia. If that's your brother, what happened to V? He returned. Huh? To himself. Go home, Nero. This doesn't concern you. Like hell. I lost my right arm because of him. This is not your fight. I need to stop him, and that's all that matters. I'm not gonna let you have all the fun, Dante. You don't get it. Let me guess. I'm dead weight? Well, you can that's shove not it, Nero. What is it then? He's your father. Oh, shit. What? Wait. I had the feeling the first time I saw you, but I just wasn't sure. Lol. And then I saw how the Yamato reacted. And I was certain. He's your father. Wow. Asta explică multe, nu-i așa? Now he needs an ass kicking. But I can't have you go kill your old man. De ce ai zis că trebuie să-l omor? Doar la gici tu-l bomori. Father. Yep. Damn, cât a drama vere. Îmi place de mor, e genial. Dar îmi place cum i-a trântit-o așa, gen, he's your father, wait, what? A, pică copac acum, nu? No? Like, great boys. Mamă, riporașele, mă, cât a grota s-a format acolo. That day. If our positions were switched, would our fates be different? Mi se pare cunoscută vocea lui, așa. Would I have your life and you mine?
Arată ca un live action prost fața lui, sincer, nu știu de ce. Let's settle this. Dante. Îmi place că în fiecare joc mereu se ajunge la aceeași situație. Virgil versus Dante. What's happening now? Oh god. I thought it was over. This isn't good. We're gonna get dragged into this. Hey boys. What happened? My dumbass brother's back and I'm gonna rip him a new one. Virgil's how? Dante. What the lady, it should pay for it, so consider it a rental. Hey, you can't just... Okay, okay, we'll take care of that later. Right now, you three get the hell out of here. I'm gonna go take care of old douchebag. Wait. Got a feeling this one's gonna be a doozy. Ce-i cu rocket launcher, man? Holy F! Bine, mă, băiatule! Kalina and Doi. Wow. Awakening. Mamă, deci partea asta 18 durează foarte mult. Nice, acum avem toate armele. Ce mai întrebe altceva? O să mai cumpăr oare gold orb sau e sold out direct? Gold orb, box. Exact ce am nevoie. Na, grozav, o să am maxim 3, ah, mai multe de astea, te rog. Ah, old devil trigger, yes. Nu vreau să upgradez lucruri pe care oricum știu că nu o să le folosesc foarte mult, gen toate armele astea. Adică serios acum. Plus că n-am foarte multe puncte, pentru că nu am găsit toate zonele secrete, pentru că sunt un idiot, dar e ok. Funcționează și așa, boys, nu e nicio problemă. Damn. Da, aia cu, he's your father, like, oh shit, son, stop doing that. De-aia, am șocat, credeam că jocul o să fie foarte tare concentrat asupra lui Nero și cum o să obține el mâna înapoi și altă, deci probabil o să obțin la final ceva, gen, după ce îl batem pe ăsta. Yep. Dacă lăsam pe V să moară, rămânea doar demonul și apoi omoram și pe ăla. Oh, vreau să folosesc tunul să văd cum e. Oh, animalul lui V. Hey guys, where you been? I thought you went back into Virgil. You're gonna wish you did. Oh, the wise guy Dante. We were spawned from Virgil's abominable thoughts. But you knew that already. Yep. Come to think of it, I did know something was off. Just like with my old brother. Well, we're merely the discarded thoughts from when he was Nilo Angelo. No longer bound in his consciousness. We're here now to kill you of our own free will. Liberating! Nilo Angelo. And kill you we shall, Dante. Us, not Virgil. Oh! Bine, mă, puțifăroșilor. Ok, să și așa șmecheroși într-o dată. Ce, mă, păsăroi? Ia, vino mă încoa! Parcă prea mă concentrez cu asta. Ia, dă-mă încoa. De ce nu atacă toți odată? Și-am văzut ce vine Pantera? Oh, what the fuck? Can't wait for the rematch. Ah, au plecat cu toții. Pare acum pot și eu să folosesc nunchuck-urile, bine. Eu nu prea m-am distrat cu ăsta, ce-i drept. Încă să prind mișcările. Free!
Mamă, cum sunt astea. Geniale armele astea, numai că trebuie neapărat să ajung să fii pe aproape. Da, n-au un charge de ăla perfect, știi? Drăguța asta. No! Stai leacă. Vreau să văd ce am eliberat pe acolo. Ok, următoarea zonă, probabil. Unde o fi următorul nostru dinamic? Probabil Pantera și ultimul o să fie Nightmare. Și bine, după aia o să vin toți trei la grămadă. Oh. Oh. Oops. That doesn't sound good. Yeah, I'm sure it's fine. Oh well. Yeehaw! Că nu știu ce nu se aude muzica, dou. Stai să-mi ce e aici. Jesus, dar racheta aia dă bine, rău de tot. Probabil ar trebui să folosesc asta, din mizeria asta de lift, scăpa cuvântul. Da, te folosesc ca să îți mergi un curs de MC. Aparent nu ne te păcălești jocul ăsta, zice, da, vezi că pe acolo ar trebui să o iei de fapt, știi, și pe aia te zici că nu pe acolo. Ceva pe aici? No, healing. Asta e ce mă interesează pe mine. Wait, what the fuck? Ah, niște tentacule dubioase. Da, probabil că aici merg degeaba, da, aici merg degeaba, pe scurt, aici m-am bătut cu pasărea, n-are rost să mă duc în cor. Ok, hai să ne facem drum către elevator. Bum, 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 tu-tum, tu-tu-tum. Bă, e interesant cum ai făcut și nivelul ăsta, adică văd că suntem în ceruri sau ceva de genul ăsta, sau probabil la bază. Dar văd că numai Dante trebuie să intre în căcatul ăsta. Fapt, stai că și Nero parcă intrase prin astea. Ma vii e singurul scutit de a intra prin sânge și alte mizerii. Dar n-aș pa că vii după aia, de acum nu mai putem juca cu vii. Dar vezi că nu dă la final iarăși. Ce fi ceva. Ok, care e inamicul meu următor, boys? Oh, e Pantera. Mamă, dar se vine că se teleportează. Ia ieși mă de aici. Ce faci bre, fugi și tu? Leu, și-mi făceam speranța că o să vă bat destul de repede. Ce-ai făcut? Ce animale mă, Vereo, nu vor și ele să ne batem de-a binele. Săracele creaturi le dezintegrez doar pur și simplu atacându-le așa lejer. Ignite the flame! Doamne, ce ador cum vorbește chestia asta. Și dă damage super bine. No, mi s-a oprit focul. I'm on fire!
Savaggio! Six kills! Nice. Oh! Era un challenge aici? E nu e ca și cum să mă ajute chestia aia foarte mult, pentru că nu am restul de bucăți. Îmi place cum bagă sprintul ăsta și face așa gen drift cu picioarele sau ceva. Oh well. Ignite the flame! Ignite the flame! Ok, unde gherlă trebuie să mergem pe aici? Nope, nu pe aici. Oh? Inamic? Dar lasă-l mă, ce ți-e atât de mult la Virgil? Ce papagași ăștia, mă? Unde? Asta probabil face iarăși referință la ceva din vechile jocuri pe care nu mi le mai aduc eu aminte. Wah, 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 wah! Ce ură face? Dar îmi plăcea descrierea la Virgil. Nu știu, probabil și asta, da, probabil vor să se împace cu ideea că măcar și-au îndeplinit misiunea de a-l opri pe Dante, în față sau altul, nu știu. Adică poate să fie și asta, nu zic, nu? Adică să zică, hei, noi măcar am încercat sau ceva, dar totuși... A, vreau asta pentru... A, nu e ăla. Credeam că e atacul celălalt cu charge-ul care îmi place mie, dar nu e... Bă, la, prostia asta e bună rău de tot. Nu încoace chestia asta, e bună. Tunul ăsta dă prea bine ca să-l ignor, să fiu sincer. Mai mult de asta de Devil Trigger. Or Devil Trigger. Ca să putem da o grămadă de... să stăm mai mult în formă de demon. Ok, să nu ce mai avem noi pe aici. Oh, mai multe tentacule. Să înțeleg că aici vine Nightmare. Oh, uite bățul ăla. Ce fi cu bățul ăla? Ar fi mâna lui Nero? Gen, hei Nero, ți-am găsit mâna. Atașare magică. No! Pică direct ăsta, eram sigur. Ajung până să luăm Kane-ul ăla și să-l folosim post de armă. What the fuck, frame-ul. Oh, stoți aici! Hey, boys! Ce faceți? Ce credeai, mă, că mă joc aici? Să aștept pe ăla să revină. Ok, boys. Ok.
Ah, fuck. Okay, boy. Transformare a doua. Let's go. Băi, crezi că face ceva cu chestia asta? Mamă. What the fuck? Ce m-a dezintegrat animalul? Nu puteam să ies din căcatul ăla lui. Ok, man. Ia, hai că m-am suturat deja. Ia, da-o. Păi și pe ceilalți? Nu trebuie să distrugi pe ceilalți? Pe care e ideea? Should have known better. You got a good heart, but you're about as sharp as a marble. Nah. Perhaps. But if you had even a little bit of trouble defeating us, imagine what Virgil can do to you. Go see for yourself. Yikes. Us. This is our final fight. Aww. And the end of Virgil's nightmares. The fuck? Godspeed, Dante. You'll need it. Rest in peace, little chicken. Nah. It's been a bash. Damn, bro. What happened, Nero? The fuck? Nero, jump in! Fă-mă ceva! Where's Dante? He's got this. We gotta go now. So this guy Virgil, know him? Vaguely, yes. Asha. Dante said that guy's my father. What the hell's going on, Trish? His logic is sound. I had a hunch myself. What? This doesn't make any sense. Bada. I know you hate Virgil, but you can't kill your own father. De ce n-aș face-o? It's true. You'd never recover from that. You saved us. You should be proud. Now you can put all this behind you. Nico, stop the car! No chance! After all this, are you insane? Fine. I'll go by myself. Huh? Nero! Oh, shoot, man. Wow, Nero a turbat. Îmi place. Oh my god, abia să-ți termin jocul. Într-un fel nu vreau să termin pentru că e super fain, dar în același timp vreau să termin pentru că vreau să văd ce se întâmplă. Mult prea bun, mult prea fain, ok. Oameni buni, cam asta ar trebui acest video din Devil May Cry 5. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și noi ne auzim cea mai probabil data viitoare. Pa, pa!